Mii de călărășeni s-au îndreptat în această dimineață către biserici. În fiecare an, Biserica Ortodoxă îi pomenește și îi sărbătorește astăzi pe cei care poartă numele Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Peste 1,7 milioane de români au numele celor doi sfinți sau derivate ale acestora. Sfântul Împărat Constantin cel Mare este cel care a oficializat în anul 312 religia creștină pe teritoriul Imperiului Roman. Legenda spune că împăratul Constantin s-ar fi convertit la creștinism după ce a visat o cruce pe care scria, prin acest semn, vei învinge. Mama lui Constantin cel Mare, Elena, a ajutat la răspândirea creștinismului. Tuturor sărbătoriților, echipa Antena 3 Călăraș le urează la mulți ani.